Lucrările la construcția parcării de tip Park and Ride din Drobeta Turnul Severin sunt în grafic și se vor încheia la începutul acestei veri. Aceasta va fi amplasată în apropiere de ștrandul Schela, pe amplasamentul unei foste mine părăsite. Spațiul aflat până acum fără utilitate va asigura peste 200 de locuri de parcare și va fluidiza traficul rutier din ce în ce mai aglomerat din orașul nostru. Noua parcare va putea fi folosită pe timpul verii și de vizitatorii ștrandului termal, iar astfel nu se vor mai crea blocaje în trafic în această zonă. Sunt intense, văd că aveți foarte mulți oameni. Cum sunteți? Suntem în grafic. În momentul de față se zonează parcarea pentru autobuze. În două săptămâni ne dorim să finalizăm toate parcările, atât pentru autobuze și pentru turiste. Urmează să începem să și asfaltăm drumul de acces către parcă. Clădirea, cum stăm cu ea? Clădirea, în momentul de față, se lucrează la tâmplărie. O să montăm sticla pentru pereții cortină și o să intrăm la interior pe finisor. Ce credeți? Când credeți că am terminat? Cu aproximație, undeva? Ca în vară oamenii să poată să vină să folosească. Cei care vin la ștrand să poată folosi zona. Parcă, da, în vară înseamnă iunie, iulie. Da. Da. E în regulă. Știu că aveți până la sfârșitul anului, de cred că terminați mult mai repede. Până în 2024, dar o să terminăm mult mai repede. Lucrările pentru realizarea parcării de tip Park and Ride sunt în plină desfășurare. După ce va fi gata, mini autogara va deveni utilă în primul rând pentru vizitatorii strandului termal, care în fiecare vară își parchează mașinile pe marginea drumului European 70 și aglomerează astfel întreaga zonă. E bine gândită situația cu parcarea despre care vorbim, întrucât este foarte aglomerat traficul și nu sunt locuri de parcare. Parcarea propriu-zisă pentru fluidizarea traficului în turnul Severin este foarte binevenită în orașul nostru. Parcarea de care vorbim, într-adevăr, poate să rezolve multe probleme cu locurile de parcare, pentru că și așa suntem foarte aglomerați. Parcarea va cuprinde 192 de locuri pentru autoturisme, 14 locuri pentru autobuze, se vor monta 3 stații de încărcare rapidă și 7 de încărcare normală. O să avem o parcare atât pentru autoturisme cât și pentru autobuze, pentru cetățenii care vor tranzita atât orașul, da, și vor avea de lucru în oraș, cât și pentru locuitorii care vor veni la ștrandul municipal. Parcarea aceasta deservește un număr de aproximativ 200 de locuri pentru turisme, este dotată cu stații de încărcare electrice atât pentru turisme cât și pentru autobuze electrice, pentru biciclete. Oamenii vor putea veni, lăsa mașina și continua cu autobuzul în diferite puncte ale orașului, acolo unde au treabă. De altfel, parcarea va avea sală de așteptare, spațiu comercial, cameră pentru bagaje și centru de informații și vânzare bilete. Este o lucrare complexă, investiția fiind o noutate pentru orașul nostru. Vorbim de Park and Ride, în ideea în care cei care vin și vizitează orașul Turnul Severin sau au treabă în oraș în acest moment, obligatoriu ar trebui să-și lase mașinile aici, să ia autobuzul și să meargă în zona centrală. Ea cu siguranță va fi folosită și de cei care o să folosească ștrandul și de cei care mai au alte treburi în zonă. Sunt bani europeni, bani pe care trebuia să-i atragem. Dacă noi nu făceam această parcare, ei sunt specifici pentru genul acesta de investiții, dacă nu o făceam, nu puteam să atragem bani. Ea poate fi folosită, să zic, mai puțin în această perioadă, dar cu siguranță, având în vedere că Severinul are deja peste 55.000 de mașini înmatriculate, ne apropiem de una pe om la ce populație mai există în turnul Severin în acest moment, ne apropiem la o mașină de om, cu siguranță viitorul ne va arăta că e o investiție bună, o investiție pe care cei care vor veni, să zic, după noi, o vor folosi. Lucrările vor fi gata la începutul acestei veri. Investiția are o valoare de 13 milioane de lei, fiind realizată prin fonduri europene. Investițiile continuă în municipiul Drobeta Turnul Severin, fața orașului fiind complet schimbată de către edilul Marius Creciu.